Armonia spațiului în care locuim e dată de un cumul de factori. Familiaritatea spațiului, căldura, lumina și, cu siguranță, sunetul. Pentru Bang & Olufsen, starea de bine dată de sunetul cald este doar o parte din misiune. Restul atenției concentrându-se pe armonia vizuală, pe integrarea naturală a produselor în casa noastră și pe transformarea lor într-o extensie a existenței noastre în locul pe care îl numim acasă. Beosound Balance întruchipează tocmai echilibrul dintre design și ingineria audio într-un produs viu, menit să fie mereu în centrul atenției, însă discret, așa cum e și o bătaie a inimii. Salut! Sunt Andrei de la Avestor și azi vreau să vorbim despre Beosound Balance de la Bang & Olufsen, una dintre marile atracții din showroom-ul Bang & Olufsen by Avestor din satul francez Herăstrău. Vreau să vă mai spun că la noi în showroom puteți merge să ascultați și să testați cam toată gama Bang & Olufsen. Și vreau să mai știți și că pentru clienții noștri întotdeauna se găsește o ofertă specială în showroom. Deci vă așteptăm pe la noi! Revenind la boxa asta minunată, Balance se află în aceeași gamă cu Beosound 1, 2, Beoplay A9 și Beosound Edge. Toate fac parte dintr-o categorie pe care Bang & Olufsen o numesc Flexible Living. Are un design conceput de agenția de design Layer a lui Benjamin Hubert, pe site-ul căreia dacă intri și arunci un ochi o să te simți ca și cum ai scrolla pe Pinterest. E superb tot ce vezi acolo. Știm că Bang & Olufsen lucrează exclusiv cu designeri a căror misiune este întotdeauna plasarea umanului în centrul utilității produselor. Ceva ce regăsim și în filozofia Bang & Olufsen de altfel. Vom revedea însă influențele astea la cam fiecare designer cu care lucrează compania. Cu materiale precum lemn de stejar, țesături tricotate, aluminiu și cablu învelit în material textil, boxa asta emană căldură până și doar dacă o privești și există pur și simplu, fără chiar să dai play. Partea de sus dă impresia de plutire deasupra bazei în care se află de altfel și wooferul, iar în partea de sus avem dispuse de jur împrejur difuzoarele boxei. E o boxă cu Active Room Compensation, ceea ce înseamnă că atunci când o pornești, ea va face un mic test să verifice împrejurimile și să detecteze cum a fost amplasată în cameră. În mod activ, ea va avea grijă să ajusteze sunetul în funcție de amplasarea ei în spațiu. E o boxă omnidirecțională și are posibilitatea de direcționare a sunetului. În aplicație, tu poți să alegi să transmiți sunetul în dreapta, în stânga, omnidirecțional sau în față, în funcție de ce nevoie ai tu. Însă boxa funcționează foarte bine împreună cu peretele, deoarece utilizează suprafața peretelui din spate pentru dispersia sunetului. Dar asta nu înseamnă că nu poți să o pui în mijlocul camerei și să te bucuri de sunet 360. Există varianta GVA sau Google Voice Assistant sau fără GVA. Dacă știi că o să folosești Google Voice, alege varianta cu GVA. Pe partea de sus a boxei ai câteva butoane pentru presetări pentru Google Voice. Cu Long Press salvezi comenzi pentru Google Voice pentru ca mai târziu să accesezi aceste butoane și să nu trebuiască să repeți tot timpul comenzile. Asta este super util, pentru că, spre exemplu, pe prima presetare tu poți pune cerere către Google Assistant să-ți citească mail-urile noi, pe a doua poți să pui să zică știrile principale ale zilei, pe a treia poți să zici să-ți spună ce ai pe to-do list-ul din ziua respectivă. Asta tot în timp ce tu îți pregătești cafeaua. Google Assistant, presimt eu, că în timp o să devină oricum ceva mult mai important decât îl considerăm astăzi. Astăzi facem glume cu el, îi cerem să ne spună bancuri, ne mai distrăm așa, dar pariul meu e că în viitor va deveni indispensabil. Așa cum acum nu ne imaginăm viața fără rețele de socializare. De asemenea, în site-ul Bang & Olufsen avem un anunț la specificațiile boxei Beosound Balance care spune că asistentul vocal Amazon Alexa o să fie disponibil într-un update pe viitor. Deci, fanii Alexa pot fi pe fază. Volumul se schimbă prin touch pe marginea circulară de sus, intuitiv și tactil cum ne așteptam de la Bang & Olufsen. Multiroom-ul și streaming-ul se fac prin Chromecast-ul integrat, cu aplicația Google Home sau cu Apple AirPlay 2, nu prin aplicația Bang & Olufsen. Această aplicație va fi folosită de acum doar pentru soft update, pentru setări de sunet și pentru instalarea boxei. Și de asemenea poți să împerechezi două Beosound Balance ca să te bucuri de sunet stereo. Și pairing-ul stereo se face tot din aplicația Google Home App, unde totul merge foarte ușor și intuitiv, fără absolut niciun fel de bătăi de cap. Vă spun sincer că boxa sună foarte puternic. Este clar ca sunet de două ori mai mare decât ca aspect. Are un sunet plăcut, un bas cald. E un sunet care a devenit semnătura Bang & Olufsen și e greu să nu-l recunoști dacă ai mai avut contact cu produsele lor. Dacă întoarcem boxa cu susul în jos, o să vedem că la bază avem inputurile. Ethernet, dacă vrei o stabilitate mai mare a conexiunii, intrare pentru cablu de power, input optic,
cablu USB-C și un switch prin care să pui microfoanele pe mute dacă nu mai vrei să folosești Google Assistant. Poți folosi boxa pe Bluetooth 5.0, desigur, cu un buton de pairing mode pe partea de sus, însă știi că noi de obicei îți recomandăm să folosești Wi-Fi sau Ethernet ca să storci maximul de calitate audio din boxa. Am pregătit și un demo audio ca să vedeți ce mișto sună boxa asta, dar mai mult decât atât vreau să fiți atenți și să vă puneți o pereche de căști, pentru că vreau să vă arăt și cum funcționează funcția de direcționalitate a sunetului. Impresionant! Ca de obicei când dau play la ceva de la Bang & Olufsen, dar de fiecare dată, negreșit, reușesc să mă îndrăgostesc de produsele pe care le filmez. Au ceva magie în felul în care sunt concepute și în design. Vrei să intrăm puțin și în câteva chestii mai tehnice? Hai! De dragul artei să vă zic și asta. PO Sound Balance e o boxă care emite sunet până la 104 decibeli SPL la 1 metru distanță, ceea ce o recomandă pentru un spațiu de la 10 până la chiar 80 de metri pătrați. Destul de generos pentru o boxă atât de mică. În livingul ăsta unde am făcut testul, am un spațiu de aproximativ 25 de metri pătrați și e clar ar fi suficientă pentru asta. Ar fi putut merge mult mai mult de atât, dar sunt un băiat de treabă și vreau să rămân și prieten cu vecinii. Ceea ce face boxa asta să fie atât de puternică de sine stătătoare, se găsește sub coverul textil, unde avem două woofere de 5,25 inch diametru cu două amplificatoare de 200 W clasa D, două drivere full range de 3 inch cu două amplificatoare de 100 W clasa D, două drivere full range de 2 inch cu două amplificatoare de 100 W clasa D și un tweeter cu un amplificator de 100 W clasa D. Acum la final, nu-mi rămâne decât să vă spun că vă așteptăm cu mare drag în showroom-ul Bang & Olufsen Baia Vestor, în satul francez, zona Herăstrău, unde o să puteți să testați toate produsele din gama Bang & Olufsen și o să aveți ocazia să vă îndrăgostiți, așa ca mine, de fiecare produs al lor în parte. Asta dacă n-ați făcut-o deja. Pe curând!